Vești proaste pentru români. În următoarele zile, vremea se va schimba radical. Potrivit meteorologilor, în unele zone ale țării vor fi prezente chiar și ninsori. După temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, vremea se schimbă radical. În zilele următoare, o masă de aer rece va aduce o scădere a temperaturilor. La nivelul județului Mehedinți, mâine maxima va fi de 15 grade Celsius pe zi și de 9 grade Celsius noaptea. O surpriză vom avea spre sfârșitul acestei săptămâni, unde temperaturile vor crește brusc, ajungând la maxime de 28 de grade Celsius. Mehedințiul se va confrunta din nou cu schimbări bruște de temperatură, în timp ce mâine maxima va fi de 15 grade Celsius, iar pe timpul nopții 9 grade, în weekend vremea va fi călduroasă de vară. Vremea s-a răcit brusc, iar fenomenele meteorologice capricioase i-au luat prin surprindere pe români, fiind nevoiți să recurgă la haine cât mai groase pentru a se lupta cu temperaturile scăzute. În unele zone ale țării, frigul a început deja să se resimtă. Temperaturile au scăzut la minus 3 grade Celsius, iar pe Transfăgărășan, prima ninsoare din acest an a venit cu pași repezi.